Informează-te cu privire la produsele de creditare existente pe piață și alege-l pe cel potrivit pentru tine. Iată câteva produse de creditare pe care le poți folosi, dar, atenție, este important să te informezi înainte și să fii prudent atunci când optezi pentru unul dintre ele. Cardul de credit este ideal pentru cumpărături, eventual pentru achiziții de valori mai mari, care pot fi achitate și în rate fără dobândă. Totodată, reprezintă o modalitate facilă prin care îți poți face rezervările online sau cumpărăturile pe internet. Atenție însă! Nu vei plăti dobândă pentru banii datorați. Doar dacă, până la sfârșitul perioadei de grație evidențiate în extrasul de cont lunar, banii utilizați sunt returnați în totalitate. Dobânda zero se aplică numai dacă ai resurse să rambursezi toată datoria în perioada de grație. Altfel, plătești dobândă și pentru cumpărăturile în rate. Este practic un card de plată prin care banca îți pune la dispoziție o sumă de bani de câte ori plătești cu el. Nu trebuie să înapoiezi acești bani pe loc. Poți amâna plata datoriei pentru mai târziu, dar vei plăti dobândă pentru banii datorați. Folosit cu responsabilitate, cardul de credit îți oferă și avantajul de a primi banii înapoi, reprezentând un procent din valoarea tranzacțiilor efectuate. Descoperitul de cont sau overdraftul este o linie de credit pe care banca ți-o acordă pe un card de debit. E ca și cum când ai merge în oraș sau într-o vacanță cu un prieten și știi că atunci când banii tăi se termină, poți apela la banii lui. Adică ai acces la un împrumut care se reînnoiește permanent, în limita unui plafon stabilit de bancă. Trebuie să ții cont că pentru banii împrumutați astfel, vei plăti dobândă. Descoperitul de cont trebuie utilizat cu grijă. Evită să cheltuiești sume prea mari, pentru că vei ajunge să plătești dobânzi relativ mari și îți va fi greu să returnezi sumele utilizate. Creditul de nevoi personale îl soliciți pentru proiectele tale clar definite și analizate. Creditul de nevoi personale îți poate oferi resursele financiare necesare punerii acestora în practică. Poți obține banii rapid, fără multe acte. Nu trebuie să justifici ce vrei să faci cu banii și nici nu ți se cere avans. Te sfătuim să-ți iei un astfel de credit doar dacă ai neapărată nevoie de produsul sau serviciul pe care dorești să-l achiziționezi. Creditul pentru casă. Apelezi la un credit pentru casă atunci când vrei să-ți cumperi sau să-ți construiești o casă sau să o renovezi ori să o modernizezi pe cea existentă. În cazul achiziției unei case, trebuie să te gândești foarte bine și să consulți un reprezentant al băncii sau al unei asociații de protecție a consumatorilor. Și asta înainte să iei o astfel de decizie care îți va schimba situația financiară pentru mult timp de acum încolo. Leasingul este tot o formă de finanțare, dar se deosebește fundamental de credit. Finanțatorul transmite clientului, contra unei plăți periodice, denumită rată de leasing, dreptul la folosință al unui bun. Practic, poți folosi orice cumperi în leasing, dar nu este al tău până nu termin de plătit ratele de leasing și valoarea reziduală către bancă. Spre deosebire de credit, unde dreptul de proprietate asupra bunului se dobândește de la început.